Un tânăr de 26 de ani din Rovinari s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan beat și fără permis. Polițiștii de la rutieră l-au tras pe dreapta pe DE79 Iași-Gorj, iar cu ocazia verificărilor efectuate a reieșit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,57 mg litru alcool pur în aerul expirat. Acesta fiind condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului și fără a poseda permis de conducere.